Bună dimineața! Acum mă aflu la Oradea cu doi copii. Da, singură. De marți sunt aici și intenționez să stau, nu știu, vreo două luni sau cel puțin pe timp de iarnă. Profitând că sunt în maternar, sincer, am vrut să văd dacă aș putea să stau în România sau să mă... acomodez cu viața din România. M-am obișnuit, sincer, în Austria și mi-e mai comod, dar totuși vreau să încerc și să mă convin că pot sau că nu pot. Nu știu, să vedem una dintre astea două. Astăzi am decis să mă duc cu ei un pic prin centru. Acolo știu eu un par de copii și cred că o să mergem să mâncăm ceva la amiază. Da, aici e David, așa stăm noi. Am ajuns la parcul acela pentru copii, dar înainte am întâmpinat niște lucruri foarte faine. O să vi le arăt acum. Cum ar fi această căruță, adică cred că e o căruță, e din lemn. Levi, ce e acolo? Foarte simpatică. Și mai avem aici acest monument. Să vedem ce este aici. Puse coroane. Foarte frumos. Așa. Și aici, hai să urcăm sus. Hop, hop. Așa, deci. Ostașilor români, care au luptat cu eroism împotriva fascismului pentru eliberarea patriei, pentru libertatea și independența poporului român. Foarte frumos! Da! Și ia uitați-vă unde este parcul de copii. Acolo. Când am fost în august, am mai fost aici, dar nu m-am uitat așa de atent la toate detaliile. Asta vară aici erau dat drumul la apă și era fain, adică e o fântână arteziană, era splendid. Am stat, așez o poză ca să vedeți despre ce era vorba, dar... Levi! În principiu, Oradea mi se pare un oraș foarte, foarte curat, deci uitați-vă, grădinarii mătură frunzele. Nu am văzut gunoaie. Mi se pare foarte, foarte curat. Și am ajuns la locul de joacă. Nu știu cât o să se poată juca Levi cu nisipul, dar... Na, o să încerce. Adică eu îl las și pe vreme mai rea să se joace nisip. Și cred că azi noapte a plouat pe aici, eu n-am auzit nimic, dar... Levi, ce faci? Bine. Bine. Bun, da. Acesta este locul de joacă. Levi singur în parc acum. Ia uitați-vă. Dar cred că și place să fie singur, pentru că poate să se dea pe ce vrea el și să urce unde vrea el. Dar mă solicită pe mine să mă joc cu el. Ceea ce e ok, pentru că David stă în spate, așa că am mâinile libere. Dacă ați văzut videoul cu ce nu am avut nevoie, deci nu m-aș simți așa bine cu el, pentru că n-aș avea mâini libere. A trebuit să port căruțul după mine. Și în plus, David nu doarme tot timpul în căruț, așa cum doarme aici. Ia uitați-vă. Doarme. Acum ne-am întors acasă și vom face niște ciuperci pleurotus cu smântână și cu mămăligă. Eu inițial am vrut pizza, Levi a zis că vrea ciuperci, să mergem acasă. Bun. Și așa au rămas. Am venit acasă, vom face mâncare, după aia cred că vom face somnul de iarnă. Practic nu avem nevoie de multe ingrediente, o ceapă, usturoi, ciupercile
făină, sare, smântână și piper. Eu mai pun și niște verdeață, mărar, pătrunjel după gust. Da. Așa arată prânzul nostru. Avem aici niște ciuperci. Copiii abia s-au trezit și Levi vrea să facem niște clătite, așa că vom face niște clătite și el mă va ajuta. După aia vom merge afară. Clătitele noastre sunt gata. Le vom mânca cu gem de mure. Le-am făcut singură în august, când am fost acasă. Și voi bea cafeaua, așa că... Levi, unde mergem după aia? La Schwimmen. Schwimmen? O să mergem să vedem astăzi, da? Așa că o să vă țin la curent ce o să ne spun acolo și cum decurgă acolo. După cum vedeți, ne-am pornit spre bazinul olimpic. Încă nu știu unde este, dar o să-l găsim noi. În orice caz, pe malul Crișului, și astăzi Oradea e foarte frumoasă și curată, deci nici aici, unde e mai retras, nu-i centru, adică, e foarte frumos, nu știu, e curat, uitați și voi. Tare fain, îmi place. Da. Nu poți să mergi să pui mâna pentru că, uite-te, nu ai scară jos. Hei! Sus! Înapoi! Hai că eu plec! Ui! Foarte fain! Uitați-vă aici pe mal! Uitați-vă ce verde e iarba aici și noiembrie, deja noiembrie, deci e fantastic. La sat nu era așa de verde, probabil aici a plouat mult mai mult. Am căutat bazinul în zadar. Acum o să ne întoarcem acasă. Adică n-a fost în zadar, am luat noi pe o cale greșită, calea mai lungă. Și mâine o să începem din nou căutările bazinului pe o scurtătură. Da, dar astăzi vom merge acasă pentru că e foarte, foarte frig, cel puțin aici. Și mai avem câteva chestii de făcut când ajung acasă. Îmi fac rutina de sport, îmi face baie și vom citi. Cât timp voi face eu sport, Levi se va uita la desene.
este în curs de renovare, am început acum în august și am schimbat geamurile, dar nu sunt gata încă tocurile, adică așa, nu sunt gata încă, mai trebuie să făcute una alta. Și pereții trebuie zugrăviți, să facem... Dacă mai doriți genul acesta de video, lăsați-mi un comentariu iarăși și nu pierdeți următorul video care urmează cu lucrurile pe care am avut nevoie și încă am nevoie de ele pentru copii. Vă pup și vă doresc o seară plăcută!